2018 aduce foarte multe schimbări care vor afecta buzunarele românilor, de la trecerea contribuțiilor de la angajator la salariat, reducerea contribuțiilor la pilonul 2 de pensii până la o serie de creșteri salariale mici în zona administrației publice. Cine are cel mai mult de câștigat, ne spune chiar acum colega mea Maria Toader, în direct cu noi. Bună dimineața, Maria! Bun găsit! De la 1 ianuarie, practic de mâine, vorbim în primul rând de o creștere a salariului minim pe economie de la 1450 la 1900 de lei, practic 31% în plus comparativ cu anul 2017, care a fost decisă de guvernă după ce s-a făcut transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, un transfer care va avea un impact de aproximativ 22,7% pentru fiecare venit în parte. Pe de altă parte, tot de la 1 ianuarie, ar urma să crească și cu 25% de procente salariile brute e drept în tot sistemul public. Efectiv, câteva procente se vor resimți la veniturile nete ale fiecărui angajat de la stat. De la 1 martie ar urma să crească din nou salariile cu procente similare pentru angajații din sistemul sanitar, dar și pentru cei din educație. În ultimul rând, de anul viitor, însă de la data de 1 iulie, ar urma să crească și pensiile. Vorbim de creșterea pensiei minime. de la 5 520 la 640 de lei, dar și punctul de pensie cu 10% de la 1000 la 1100 de lei. Tot din 2018, guvernul va începe și recalcularea tuturor pensiilor. Va fi o prioritizare a acestor recalculări. Vor fi mai întâi recalculate pensiile foarte mici, iar această recalculare va dura câțiva ani. Nu în ultimul rând, de la 1 ianuarie urmează să crească și indemnizațiile pentru creșterea copilului de la 1233 la 1250 de lei, indemnizația minimă garantată în plată, însă se schimbe modul de calcul al acestei indemnizații, ea va fi de acum încolo raportată la indicatorul social de referință, care este de aproximativ 500 de lei, și nu la salariul minim pe economie.